Conform datelor oficiale, în județul Hunedoara, incidența de infectare cu COVID-19 este de 7,39 la 1000 de locuitori, în creștere față de ziua de ieri. Creșterea este una mică, dar nu mai sunt de ceva vreme paturi libere pe ATI pentru bolnavii de COVID în spitale, iar în ultimele două săptămâni au fost consemnate la nivelul județului Hunedoara peste 100 de decese în rândul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. Situația este însă ceva mai bună în cazul bolnavilor de COVID care nu sunt internați la ATI. În cazul acesta, mai fiind paturi libere pentru tratarea lor în spitalele din județ. Din păcate, locuri pe ATI nu mai avem de o perioadă foarte mare de timp. Rata de vindecare în ATI este scăzută. Discutăm de maxim 2-3 persoane vindecate care ajung în ATI din 10 persoane internate. Avem foarte multe decese, am depășit pe ultimele 14 zile 100 de decese, ceea ce este foarte tragic. Iar în privința paturilor COVID non-ATI, aici stăm ceva mai bine, reușim cumva să le gestionăm. În colaborare cu managerii de spital am reușit să creăm locuri suficiente astfel încât să fie gestionate toate cazurile. Din păcate, printre persoanele decedate în intervalul de timp mai sus amintit, s-au regăsit și tineri, care nu prezentau comorbidități, dar erau nevaccinați. În acest context, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică a județului Hunedoara fac un apel la populație pentru a se vaccina anticovid. Au apărut decese, din păcate, și în rândul tinerilor. Erau cu comorbidități sau erau și persoane care nu erau cunoscute cu boli asociate? Din păcate, am avut și cazuri tragice în care tineri de 28 de ani, de 32 de ani, care nu au avut comorbidități și au ajuns pe ATI, au ajuns să fie intubați. Unii dintre aceștia au pierdut lupta cu acest virus. Este o pierdere foarte mare. De aceea noi îndemnăm populația să se vaccineze într-un număr cât mai mare, astfel încât să nu ajungă în situații de acest gen. În cazul celor tineri, erau vaccinați sau nevaccinați? Nevaccinați. La ora actuală, în județul Hunedoara, din cele 69 de unități administrativ-teritoriale existente, în 32 rata de infectare depășește 6 la 1000 de locuitori. Cea mai mare rată de infectare, de 42,05, un an creștere față de ziua anterioară, se înregistrează în comuna Brănișca, așezare care este și carantinată. Între aceste unități administrativ-teritoriale se află și cele urbane, cu excepția municipiilor Lupeni și Vulcan și a orașelor Călan și Uricani, în care rata de infectare este la fel ca și în alte 16 așezări, de peste 3 la 1000 de locuitori. În județul Hunedoara mai sunt 15 localități, toate rurale, în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la 1000. Printre aceste localități este și comuna Zam, care nu de mult a fost carantinată, rata de infectare de aici fiind de 1,84 la 1000 de locuitori. Comunele Bătrâna și Bulzești de Sus, a căror populație comasată nu depășește 400 de suflete, nu au fost raportate îmbolnăviri cu COVID-19.